Avem discuția asta cu regulile de trafic. A menționat Oh, Costel pe yes. povestea cu orașul de fabrică în care ăla vrea să ia costum. E pe bune, s-a întâmplat. George Pullman îl chema. Și întrebarea e asta, domne, dar regulile de trafic. Dacă fiecare are bucata lui, bucățica lui de stradă, n-ar degenera, adică nu s-ar mai putea, nu s-ar mai înțelege. Fiecare poate să zică, domne, pe aici se merge cu 30, pe aici se merge cu 90, pe aici nu avem viteză, pe aici avem nevoie de centură, aici nu avem nevoie de centură. Lăsând la o parte faptul că într-o lume libertariană centura nu are niciun sens, nu are niciun sens să o impui tu fiind proprietarul drumului, asta zic. Și întrebarea e, nu e nevoie de o organizație centralizatoare, da, care să vină să spună nu, se conduce așa. Și Dați numai un așa. Și examen numai așa. ca să vedem că știți și fără n-aveți voie, vă băgăm la închisoare. E, și un răspuns ar fi următorul. Dacă oamenii ar ieși după toată asuprirea asta stângistă și ar zice de acum încolo fac ce vreau eu, ne-ar pune 30 și unii 90. Să ne imaginăm că ar trece printr-o lume ciudată, așa, haotică, în care unii ar pune bariere, unii nu s-ar înțelege cu vecinii. Ce s-ar întâmpla? Lucrurile ar merge foarte prost. Oamenii văd că lucrurile merg prost și s-ar coordona între ei să existe reguli coerente. Nu există o explicație rațională pentru care lucrurile ar merge prost la nesfârșit. Uite, Și asta în cel mai rău caz. bateriile de la telecomandă, de ce le fac? De ce n-ai avut aceeași problemă? Da. Că unii făceau bateriile mai mari, alții mai mici, nu te potriveai niciodată, știi? Cumpărai bateriile, nu se potriveau? Nu, s-a mers Sau la camere. către standardizare. Bine, cineva poate să spună la ce a făcut UE compatibilitatea la La încărcătoare, încărcătoare. da, acum la Uite, fără încărcătoare. UE n-aveai. Stau să mă gândesc dacă nu cumva și standardul ăsta la baterie era. Nu, nu era. Reglementat? Dacă nu era reglementat de undeva, că prea. Nu Sunt cred. la fel. Că prea sunt la, că prea erau la fel și pe vremea războiului rece, la asta mă gândesc. La casetele video știu că au fost două standarde și a câștigat unul, dar Da, a chiar pe câștigat piață, prin piață. Na. prin piață. Două protocole de internet, tot așa, TCP/IP-ul și IPX/IPX-ul. Da. Câștigat TCP/IP-ul. Deci lucruri care nu au fost impuse de niciune și Tastatura. QWERTY, standardul să de tastatură WRTY. Și Da, care da. nici nu este cel mai eficient. Da, nu Asta e e nici o pe discuție. departe E cel o mai discuție. eficient, dar care e Dvorak aia, tastatura Dvorak Mai care e cea rotund, mai. așa? Nu, 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 e Mă rog. o altă așezare a Da. care e științific dovedit că dacă te antrenezi pe ea, poți să obții o viteză mult mai mare de tastare decât Păi, pe o da, vorbim tastatură de QWERTY. eficiență în lumea reală. Dacă ăla eficient să dea cu sapa, nu știu cum. Chiar dacă savantul științific calculează că sub un unghi cade sapa, el e mai eficient țăranul, știi, mergând tradițional. Știi? Iau niște criterii de astea perfecționiste, știi, de inginer. Domne, Și atunci se le așa ar impune. fi ideal, știi, așa. Și atunci trebuie să fie o organizație centrală, undeva, o universitate în care să se gândească și să le Nu, dar scoată din burtă. vezi că sunt articole pe Mises. Deci în alea cu externalitate, mi se pare că a fost chiar ăla care a făcut Dvorak, știi, care a încurajat chestia, știi? Înțelegi? Adică a Adică. avut o chestie complet biasată. El spunea că nu e, că e mai eficientă a lui. Aha, înțeleg. Înțelegi? Se baza pe, e ca și cum făceam există un studiu pe Brăște, dar a făcut Vale, știi? Și el susține că. Sau care e cel mai Adică a bun fost și o chestie de podcast asta. Da, libertarian? despre că a fost. Îndoi. A fost și o chestie asta, dar sunt și alte răspunsuri, gen, nu, domnule, și pe eficiență și pe alți parametri, e bună asta care s-a. Nu știu subiectul, dar știu că se discută, știi? Adică cu asta îți dă în cap, știi? Bine, Rothbard are două exemple aici foarte frumoase. Prima a fost felul în care s-au înțeles companiile de căi ferate din Statele Unite, care s-au ei au
ajunseseră să se extindă, da, anumite companii în anumite zone, da, să controleze și, și atunci au vrut să asigure interoperabilitate, să și-au lăsat și companiile vecine și concurente să treacă cu vagoanele pe șina lor, ce au avut grijă să cartamentul să se potrivească, deci ca să nu fie cum e când vrei să mergi. Bine, la ăsta pot să spui că acum e un pic de avantaj, știi, că în sensul că, cu schimbarea cartamentului către ruși, știi, un pic de avantaj în sensul că dacă ei vor să vină cu acele, ia mai mult. Dar, dar teoretic o piață care e interesată să facă schimb, da? E interesată să coopereze, e interesată să ajungă la standarde comune. Așa cum ai zis tu cu aia, cu internetul, cu standardul TCP/IP. Da? Că internetul, practic, ca să crească, trebuia să aibă acces. Ca să aibă acces, trebuia să fie o metodă relativ unificată de... O altă idee e ok. Și ce te faci dacă sunt unii, domne, care vor să fie ca ei, să fie neapărat ca ei. Uite cum e Apple, de exemplu, da? Uh-huh. Și ei vor să rămână pe sistem cât mai proprietar, hardware proprietar, și așa mai departe. Ok. Până și Apple, da, au zis da la standardul USB. Da? Care ei aveau inițial un standard concurent, da, îi spunea FireWire și primul mergea mai repede, al doilea mergea comparativ cu USB 2.0, deci primul mergea mult mai repede decât USB 1.0, al doilea mergea comparativ la fel cu USB 2, așa, și la USB 3.0 deja, ok, au zis, cedăm, ăsta e cel mai bun, știi, fără să trebuiască să-i forțeze UE.